Ei bine, oameni buni, așa cum v-am mai arătat, prietenul nostru George Bonea a intrat din nou în rolul unui șofer al emisiunii noastre și a ascuns mustața sub mască și a urcat iar la volan, gata să testeze limitele și nervii unei vedete. Ciucă, pasagera de astăzi a fost nimeni alta decât Vika Blochina. Priviți cum a reacționat ea la glumele și apropourile lui George. Frumoasa, celebra și, bineînțeles, spumoasa, nimeni alta decât Vika Blochina. S-a rămâna, puteți să coborâți. Da, unde puteți? Fix pe stradă. Da, 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 acolo, sunt într-o mașină albă. S-a rămâna. Da. Cu mine mergeți. Mulțumesc. Să rămână, am cerut scuze pentru întârziere. Eu știu, dar... Ajungem bine, că încolo traficul e ok. Până aici a fost rău, dar de acum o să mergem bine. Sunt și la început și trebuie să merg după tot felul de GPS-uri, că ne-au schimbat mașinile și acum e mai complicat. Sper că n-ați așteptat mult. Am așteptat, normal că am așteptat. Cer mii de scuze. Pune și lasă muzica ceva pe aici. Da, da, da. Aveți vreo preferință, ceva? Nu. Dar aveți aer, ceva, că e foarte cald în mașină. I-am dat drumul. Da? Să dau un pic mai puternic. Dacă îmi dați voie, vreau să zic că sunt mândru să vă cunosc. Că vă urmăresc de mult timp pe Instagram. Da? Da, 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 da. Și... Îmi permiteți la final să fac un selfie cu dumneavoastră? Da, cum să nu, că normal. Am vorbit și cu prieteni, am zis că, ok, știu că vă urmăresc și le mai vorbeam de mine. Da? Da, da, da. Îmi place foarte mult ce faceți, cu ce atitudine aveți, super dezinvolt, adică vă felicit pentru atitudine. Șoferul nostru deghizat, George Bonea, a încercat să intre celebrei sale pasagere sub piele cu o serie de complimente bine țintite. Degeaba însă, Vika Blochina e o femeie cu multă experiență și deloc ușor de impresionat, mai ales dacă nu are luxul și confortul cu care este obișnuită. E foarte cald aici. Auzi, nu vrei să mă duci înapoi să-mi iau mașina mea? Nu, stați că... I-am dat mai... Păi, fetiță, eu cobor din mașina mea de 100.000 de euro și n-am nici măcar aer condiționat în mașină. E posibil așa ceva? Așa mă tratezi pe diva, mă? Să știți că arătați foarte bine. Mulțumesc. Și în realitate, adică... Câți ani aveți? Dacă nu sunt indiscret. Auzi, poți să mă lași puțin, te rog, în pace? Deci vorbești într-una. Vreau și eu să fac o filmare și vorbești într-una. Da, lasă-mă să mă concentrez la lucrurile mele, te rog. Vizibil iritată de tentativele șoferului de a conversa și de a o scoate din sărite, Vika n-a prea mușcat momelile lansate de George Bonea, mai ales că n-a trecut mult timp și a descoperit că i se pregătise o farsă. E bine cu aerul? Da, vezi și camera acolo. Cred că e o sticlă de suc. Da? Ia-s-o. Da, cred că le-au pus colegii, că... Cred că s-a întâmplat ceva aici, un accident. Era ideea să vă scot la o cafea după aia la filmare. Și eu voiam să vă iau frumos, să vă cuceresc. Aveam de gând să vă invit la o cafea, că mi-a intrat bursa azi la facultate. Și, serios, 900 de lei de toți banii vă duceam la cafea. Dar acum, sincer, dacă nu vedeați camera, aveam vreo șansă să vă cuceresc? Nu. Niciuna? Nu. Prea tânăr, prea bătrân? Prea bătrân ești. Prea bătrân? Dacă e 17-18 ani, da. Ah. Înțeleg, 17-18 din aștia, să fie așa de seamă cu filmul, că să nu uit pe ce picioare stă. Să vă uitați cu el pe TikTok, să nu înțelegeți la ce râde. Da, îți dai seama, ascultam Justin Bieber împreună. Cam de la ce vârstă în sus îmi dau seama, nu mă mai calific. Te rog, de la după 24 de ani, gata, ești prea bătrân. Deci trebuia să vă caut de mult de la... Unde erați acum 6 ani? Cu Sergiu Lucinski. E mai mare ca mine? Ala era barasan mare. Da? Da. Avea el mașină nouă de la Pro? El? Da. Păi nu erai perpedes, eu aveam mașină. Păi dacă vreți de ăștia care merg pe jos, eu mă calific bine. Mă, sincer, nu. Știți cât de frumos merg pe jos? Eu sunt zeu la mers pe jos.
Nimeni nu merge cu autobuzul cum merg eu. Vedeți-mă. Acum las mașina asta și mă urc frumos în 311. Eu mă filmam aici așa. Pune mă manea ceva. Punem. V-am stricat story-urile? Da mă, da, părbeai într-una. De ce am vrut să fac eu? Să știți că m-a speriat când ai zis că vreți să coborâți. Auzi ce vreau să am vrut să fac eu la un moment dat când vorbeai și tot mă laudai, nu știu ce, am vrut să pun telefonul să meargă în continuare, știi, și să văd ce spui acolo, să pun pe story, știi? Am și eu fanii mei genul. E normal, normal. Mie îmi plac bărbații maturi, ce ai? Maturi, nu? Da, normal, trebuie să fie peste vârsta mea. Dar care trebuie să fie calitatea lui ca să vă cucerească? Ca să mă cucerească unul? Băi, să aibă bani foarte mulți. E primul lucru, cel mai important. La el? Că eu trebuie să fac mașina cât mai scumpă ca a mea. Cât de scumpă e mașina noastră? Nu știu, 80.000. Deci mașina mai scumpă ca a mea, pentru că altfel dacă vine acolo mașina mai ieftină, el ca să trăiesc direct, nu? Cam așa e. E, apoi, următorul. Dacă nu l-ați castrat cu mașina, următorul mod prin care îl castrați? Așa, următorul. Nu să n-aibă apartament în chirie, cum sunt mulții care vin cu mașina mai scumpă ca a mea, dar au apartament în chirie și fură pe afară. Așa. Și dar cel mai important și cel mai important să fie mare inimos și să mă iubească foarte mult. Păi și cum măsurați inimoșenia asta, iubirea asta? Prin cadouri. Avem atâtea în comun. Eu v-am zis, ar putea fi ceva între noi. Treceți de bani, treceți de vârstă. Băi, fii atent. Nu, fii atent. Hai să spun o chestie. De bani nu o să trec niciodată. Vă duc și acasă? Păi doar nu mă lași pe jos. Păi nu, dar mă gândesc că până terminați emisiunea mă împrumută niște bani. Dar nu e nevoie, domne ferește. Pe bune, stai liniștit, mă, băiatul meu, că eu am un găgic. Am iubit care are de tot. Vapoare, avioane, e bine de tot. Nu e problemă. Da, ia cobor. M-am chinuit degeaba, adică serios. Am mai consumat și baterie la mașina asta. Bine, eu s-o cobor, dar tu mă filmezi când merg, cum alerg spre Măruță. Da. Simțiți-vă bine, deschideți geamul. Da. Am stabilit bună cu... Ziua, bună dar dacă ziua, eu îl juram, vreau să departe n-a fost. Am să mergi la emisiune, George, în câteva cuvinte, cum a fost? A fost... Nu, și am înțeles că mă scate la un cafea acum. Nu, stai așa. Asta se taie, da?